Continuă modernizarea infrastructurii rutiere în Mehedinți, iar condițiile de trafic în comunele din județ sunt din ce în ce mai bune. La Tâmna, de exemplu, s-a turnat deja primul strat de asfalt pe un tronson de drum extrem de important pentru locuitorii de aici, un drum care duce chiar către biserica din localitate, dar și care leagă localitățile Tâmna și Valea Ursului. Praful și noroiul până la glezne sunt de domeniul trecutului în cea mai mare parte a județului Mehedinți. Infrastructura rutieră la nivelul județului a cunoscut o amplă modernizare și reabilitare în ultimii ani. Cu ajutorul programului de dezvoltare locală, un program foarte important pentru toate comunitățile din Mehedinți. Drumurile comunale asfaltate, rigole, trotuare și accese la proprietăți, de toate acestea beneficiază acum mehedințenii noștri. La Tâmna, de exemplu, lucrările de asfaltare se desfășoară într-un ritm alert. S-a turnat deja primul strat de asfalt pe un tronson de drum de aproape 2,5 km. Este un drum important pentru locuitorii de aici, întrucât leagă localitatea Tâmna și Valea Ursului. Tot acest drum duce la biserica din localitate, iar pentru cetățeni asfaltarea acestuia este mai mult decât benefică. La fața locului a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care în ultimii ani a dat dovadă că modernizarea infrastructurii rutiere la nivelul județului este prioritară. Cu eforturi substanțiale, Aladin Georgescu a reușit să le redea mehedințenilor condiții mai bune de trafic. Se simte din nou mirosul de asfalt proaspăt. Am venit astăzi în Comuna Tâmna la invitația domnului primar Șerban Dumitru pentru a merge împreună pe un șantier deschis în baza unui contract finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, împărțit în trei tronsoane. Ăsta este al treilea tronson. Se asfaltează drumul către un sat aparținând Comunei Tâmna. E important acest drum pentru că nu numai că îi deservește pe locuitorii acestui sat, reprezintă și accesul către cimitir, către biserică, important pentru comunitate. Mă bucur când văd că se lucrează în fiecare comună, mă bucur că oamenii sunt mulțumiți că în sfârșit văd ce e asfalt pe drumul lor și îi urez primarului să țină tot așa. Primarul Comunei Tâmna, Șerban Dumitru, este mulțumit de această investiție, monitorizând îndeaproape lucrările. Cetățenii sunt mulțumiți de activitatea administrativă a edilului lor, nivelul de trai al acestora îmbunătățindu-se considerabil. Este vorba despre un proiect pe o lungime de 8,4 km, asfaltare drumuri comunale în Comuna Tâmna. Acest proiect este compus din trei tronsoane, tronsonul de la Cremenea de 4,4 km lungime, Pabăt 1500 de metri și Valea Ursului 2600 de metri. La Cremenea s-a pus și stratul 2, mai avem de pus doar acostamentele. La Pabăt avem stratul 1 pus, la Valea Ursului într-o oră finalizăm stratul 1. Și urmează după aceea modernizarea cu acostamente, rigole, avem pe aceste drumuri 5 km și jumătate de rigole betonate, care fac parte tot din proiectul respectiv. Este cert faptul că Mehedințul a fost scos din noroi, continuând și în acest an să fie un șantier în lucru. Cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți, cetățenii pot circula acum pe drumuri asfaltate.